Apariția gâștelor. Răspândirea, băieți! Annabelle putea merge oriunde! Spălut Annabelle. Sora ta? Nu e sola mea, e o gâscă. Tata oferă o recompensă pentru găsitor. Stai, Tony, vin să te ajut. Caută pete de salivă portocalie, amițe. De obicei, gâstele scuipătoare lasă urme și sunt foarte agresive. Nu te speli de orice, prietene! Uite-o pe Annabelle! E chiar aici, lângă motorul tractorului, copii! De obicei le plac zonele calde și usuloase! Ce ușurare! Așa ar fi dacă nu ar fi dispărut și restul cărbului, precis e mâna vreunui hoț de gâște! Sigur că da! Chiar te rog să te uiți dacă crezi că gâștele tale sunt acolo. Am găsit un cârd de gâște rătăcite. Mă întrebam dacă nu cumva există o recompensă. Nu am mai auzit niciodată să fie recompensat un hoț. Chiar le-am găsit, domnule Parson. Le-am pus în camera mea pentru siguranță. Nu ești numai hoț de gâște, mai ești și mincinos. Nu-l face mincinos pe fiul meu. Asta e vocea lui de copil cu minte și știu că spune adevărul. Ba, nu știi nimic. Ai mai furat câteva gâște? Nu, nu știu la ce te... Pe afișele astea scrie că sunt hoți. Știi ceva despre ele? Bineînțeles că știu. Eu le-am lipit. Legea-mi dă dreptul să protejez crescătorii de gâște de oameni ca tine. Poza mea e în tot orașul. Hei, cum se face că nu e poza mea? Eu ar trebui să fiu faimos. Se spune infam. Ești infam dacă faci ceva rău, Wayne. Erau niște gâște, ce e așa rău? Mami, Tony crede că... Tony? Nu vreau să mai aud nimic de Tony. Ești prea legat de copilul ăla. Nu-ți mai permit să te joci cu el niciodată. Regret că i-am lăsat pe ăia să se mute. De acum înainte trebuie să păstrăm distanță față de ei. E valabil și pentru tine, Tony. Nu încerca să fii amițe.
Tata a pus capcane pentru hoți peste tot. Și-a făurit propria țară nimănui, nu-i așa? Jocul ăsta se joacă în doi. Apa din mlaștină e tare murdară și n-ar trebui să te joci în ea. Dar nu mă jucam. Situația asta e de neacceptat. Nu putem vorbi cu familia Parson și să revenim la normal? Nu-l asculta, mami! Nedăflețul a transpirat cu inamicul. Conspirat, se spune conspirat cu inamicul. Vezi? Recunoaște! Nu recunosc! Să analizăm dovezile, bine? Noroi! Numai aici ți-ai găsit să ne întâlnim, Tony. Miroase îngrozitor. Neglect, dar tata suplaveghează mlastina. Nu trebuia să vii descult aici. Mama mi-a confiscat pantofii pentru igienizare. Să fi pus capcana asta aici. Știam eu că până la urmă o să vrei să te întâlnești cu prietenul tău. Aici nu ne va căuta nimeni, Tony. Ăsta e teritoriul lui Wayne. Toți știu că nu-mi place locul ăsta. Ceu, iară șobolani! Ne întâlnim sub capota tractorului. Ia-ți haine rele, e cald și unsuros, Tony. Prietene, n-o să încap sub capota tractorului, dar știu un loc mai bun de întâlnire. Alea fi vizuina unui mistleț. E perfectă, nu? Cred că trăiește cineva acum în ea. Nu? Atunci astea ce sunt? Sunt ale mistrețului. Nu, ale unui șoarece. E în regulă, șoarecii sunt simpatici. Dacă te iei de puilor, nu sunt. Nu-i stă în fire lui Lucian să întârzi atât de mult și să nu spună? Lasă vorbăria și dem să mănânc! Oh, probabil că e el! Acum ce mai vrei? Tony a dispărut. Ofer o recompensă generoasă pentru găsirea lui. Asta dacă nu l-ai răpit tu. Suntem în aceeași situație, domnule Parson, și Lucian a dispărut. Ți-am spus eu că fiul lor a făcut asta, știam eu. Fiul nostru? Tony îl învață lucruri rele pe Lucian. Ce, e vreo diferență? Au dispărut amândoi, treceți peste asta. Curând nici n-o să ne mai amintim cine sunt. Situația e clară. Cel mai bine e să ne întindem și să stăm nemiscați. Cred că suntem în cale. Astea sunt urmele lor. Uite, Seth, urme de șoarece. Tony! Suntem aici, mami. Fii atent, domnule Cramp, sunt șoareci. Păi șoarecii nu sunt simpatici? Tati, tu ești! Vin acum, fiule! Bine, ieșiți repede, băieți. Sunteți în siguranță. Domnul Cramp i-a alungat. Ești curajos pentru un orășan, Cramp. Pot să fiu din nou prieten cu Tony? Prieten? Sigur că puteți fi prieteni. Cineva acasă?
Unde o fi cu toții? V-am așteptat, domnule Parson. Știți? Am găsit copiii ăștia rătăciți. M-am gândit că de data asta chiar există o recompensă. Secătură mică, ce ești, ar trebui să... Ce e? I-am hrănit, iar voi nici nu aveți canalul Automoto. Cearta asta e numai din cauza ta, Wayne. De data asta, băiatul ăsta trebuie pedepsit. Gâște strecătoare, vă urăsc, vă urăsc pe toate. Dacă te calmezi, nu mai scuipă, Wayne. Să mă calmez? Nu! Dragoste cu peripeții. Super! Adevărate comori! Joe! Intrus! Ajutor! Bună, Wayne! Ea e Greta, noua mea prietenă! Tocmai din Blackford a venit! Prietenă! Oh, Wayne! Am auzit atâtea despre tine! Dă-i dulciurile, dragă! Greta mi le-a dat mie, dar acum am grijă de siluetă! De unde ai mâncarea asta? De la cimitirul de mașini! Dirty Joe s-a ramolit de tot și are o prietenă! E groaznic! Dar dulciurile sunt bune! Wayne, nu fi rău! E frumos ca oamenii să aibă parte de dragoste! Da? De unde știi, nătăflețule? Ești prea trist, urât și jalnic ca să ai vreodată o prietenă! Și singurătatea e bună și asta e alegerea mea! Ai înțeles? Spui asta pentru că nu ai de ales! Deci nu e de mirare că te urăsc, fetele! Arăți ca o groască! Urâtule! Până și viermii fug de tine! Lasă viermii în pace! Pot avea o prietenă dacă vreau! Ești cu el? Ești zăhărel! Nu, mersi. Vezi? Niciuna dintre fete nu te place. Mari, pot să te întreb ceva? Crezi că sunt urât, trist și jalnic? Nu m-am gândit la asta, de ce întrebi? Nu voi avea niciodată o prietenă, nici nu știu vorbi cu ele. Dar cu mine vorbești, nu? Nu se pune. Tot la chestia aia cu prietena ta te gândești? Bineînțeles, am 10 ani și deja stau pe tușă. Să știi că exagerezi, prietene. Sigur va ieși cineva cu tine, cândva. Până și eu aș ieși dacă nu ai mai plânge ca un țânc. Wow! Mulțumesc, Mari! Grav, băiete! Ce e cu zâmbetul ăla? Testul nu e amuzant! Mari, Mari! Te iubesc foarte tare! Atât aici, cât și în depărtare! Și care este legătura? Sunt bucuros să vă anunț că începând de astăzi, Mari și cu mine suntem oficial prieteni! Prima noastră întâlnire! Astea sunt pentru tine! Obiectele astea sunt foarte romantice! Hei! Am spus că ies cu tine! Nu că mă poți lua de mână! Ai
grijă, Wayne! Greta acum învață să manevreze! Chestia asta cu prietena ta te face de rușine! Uite, Wayne! Dulciuri! Mademoiselle? Lasă-mă în pace, nu vezi? Sunt murdară până la genunchi! Va merita, Mari! Cel mai romantic loc din Mlaștină e sub frunzele în formă de inima ale copacului dragostei. Loc perfect pentru giugiuleli. Ce vrei să spui prin giugiuleli? Păi, trebuie să ne pupăm dacă suntem prieteni. Nu fi scârbos! Super joc! Mă lași pe mine! Scuze, Wayne! Dar jocul ăsta se joacă doar în doi! Atenție, Wayne! Prinde! Eu am fost primul prieten al lui Joe Gunoiero! Nu mă poți cumpăra cu o cutie de dulciuri! Bine, m-ai cumpărat! Se pare că încă nu au ieșit frunzele dragostei. Nu! Dar insectele au ieșit! Nu e corect! Sunt cea mai frumoasă fată din școală și cea mai drăguță! Dacă cineva trebuie să aibă prieten, eu sunt aceea, nu Tocilara aia! Noi vom fi mereu prieteni, dar nu-mi place asta. Wendy? Lucian, miroș minunat! E clar că am greșit, fratele, până acum. Tu ești cel pe care îl vreau. Dar, Wendy, am deja prietenă! Ce se întâmplă cu mine? Am devenit genul de băiat care înnebunește fetele! Deschide, dragul meu! Nu face pe inabordabilul! Știu că ești ușor de convins! Mari? Bună, amice! Ascultă, trebuie să vorbim! Aici era iubitul meu! Iubicum? Hei, prinde-ți-l! De dulciuri, truc de-al fetelor. Scrie-mi o poezie sau ia-ți adio de la viermii ăștia. Apa este udă, focul face scrum. Pe Wendy Winkle o iubesc acum, dragul tău, Lucian. Wendy m-a obligat să scriu poezia, Mari. Era vorba de viermii mei. Îți voi dovedi, promis. Nu este nevoie, nu! Wendy, inima mea aparține unei singure fete, Mari. Nu vreau să ies cu tine, Wendy. Sfântă natură, acum frâng inimi. Wendy, știu că e greu, dar nu ai nevoie de mine. Te rog să mă crezi, te vei simți împlinită și în singurătate. Nu-mi vine să cred că am fost părăsită de un băiat atât de trist, urât și jalnic! Scuză-mă, te rog, dar ce crezi? Nu m-aș putea simți și eu împlinită în singurătate? Poftim? Mari? Ce vrei să spui? Vreau să spun că am de gând să te părăsesc. Era mai plăcut să fim doar prieteni. Stai! Întoarce-te!
Ți-am spus eu, amărâtule, fetelor nu le plac crescătorii de viermi. Da? Dar tu, Wayne, unde e prietena ta? Nicăieri! Eu sunt un tip amuzant cu capul rotund. N-am nevoie de așa ceva. Nu te prinzi! Nu ai nevoie de o prietenă banală, Joe! Pentru că tu ești un tip plin de spume și crăcănat! Spune-i Gretei să se întoarcă în Blandford! A plecat deja! A trebuit să meargă la muncă la fabrica de ciocolată! Atunci mă înveți să casez mașini! Bine, Wayne! Super! Stai așa! Iubito! Și mie mi-e dor de tine! Stai o clipă! Mănâncă alea și revină mai târziu, Wayne! Sunt ocupat! Nu mai vreau dulciuri! Au dublat în limba română actorii Florian Silaghi, Pavel Sârghi, Florin Stan, Geo Dinescu, Rin Pripa, Ion Luscuț, Richard Balint, Anca Sigmirean, Ileana Iurciuc. Traducerea și adaptarea Dan Negruț. Regia Ileana Iurciuc și Ion Luscuț. Dublajul a fost realizat de Zoo Studio Oradea. Thank you.